Mai departe, am zis că trebuie să alternăm invitații și avem alături de noi pe cineva care nu este din industria de comunicare. Sunt din industria de PR. Pardon, de PR, m-am spus. Mă refeream fix la PR. Da. Dar este un om curajos care are curaj să se bată de la egal la egal cu orice companie multinațională. Deși este o companie independentă și o companie antreprenorială, așa cum multe, multe femei știu să construiască cărămidă pe cărămidă. Doamnelor și domnilor, Ileana Badiu, Wunderman! Mulțumesc, Ileana, pentru prezență. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și ție în mod special, mai ales că, așa cum spune și primul slide, fac și nu fac PR, în sensul că agenția pe care o conduc are și proiecte de PR, dar nici într-un caz proiecte complexe de corporate PR, așa cum sunt cele prezentate de colegii mei de panel. Așa că eu o să vreau să vă vorbesc despre PR-ul personal, despre brandingul unui om, pentru că și el poate deveni sau și el este un produs. În primul rând, ce aș vrea să vă spun este că eu sunt absolventă de PR, de Facultate de Comunicare și Relații Publice și am ajuns acolo cumva dintr-o, cred că dintr-o greșeală. În sensul că aș fi vrut foarte tare să pot să dau la drept, dar n-aveam niciun chef să învăț așa cum trebuie să înveți ca să ajung să intri la drept. Terminasem liceul german, știam limba germană la perfecție, dar de filologie nu mi se părea că sunt potrivită și atunci am încercat să caut o opțiune care să aibă ca o probă departajatoare o limbă străină. Și am găsit comunicare și relații publice la Facultatea de Litere, fiind prima generație care a absolvit asta. Deci am făcut această facultate cumva înaintea lui Hristos, pe vremea când vorba lui Marta, iPod era o întrebare. Și atât. Dar a fost suficient cât să primul și singur lucru pe care l-am reținut și mi-a rămas cumva tot timpul în cap, este că reputația se construiește extrem de greu și se poate distruge foarte, foarte ușor. Și atunci, cumva, nu știu cum, ahead of times, mi-am dat seama că oamenii pot deveni brandul pentru ca să fie relevanți și pentru ca să poată fi luați în seamă de ceilalți și pentru ca să aibă o consistență, ei în sine ar trebui să fie brandul. Și întotdeauna eu personal mi-am aplicat imaginea mea pe business-urile mele sau pe brandurile de care m-am ocupat și cred cu convingere că un comunicator trebuie să devină ambasadorul propriului proiectului de care se ocupă sau brandului respectiv și să și-l asume cu bune și cu rele. Mi-am putut să știți niște idei că la vârsta asta țin greu minte lucruri și, în primul rând, nu mi-am dat seama că 19 este astăzi, am crezut că e săptămâna viitoare, așa că azi noapte mi-am structurat ideile astea. Cum vă spuneam, eu personal, tot timpul, mi-am asumat lucruri și mi le-am asumat cu bune și cu rele și mi-am asumat inclusiv ideea sau situația în care am făcut greșeli. Și eu cred că astăzi brandurile, inclusiv brandurile și corporațiile, trebuie să-și asume greșelile pe care le fac și să nu le cosmetizeze așa cum se întâmpla până acum. Una din cum să zic, vorbele alea ale copilăriei, care mi-a rămas tot timpul în cap, este cu adevărul care este la suprafață ca uleiul. O vizualizam perfect. Și ca să susțin această afirmație, v-aș da două exemple, ca să fim totuși în tema discuției de astăzi. Două exemple, unul internațional și unul local și, să zicem, mai personal. Cazul internațional este celebru, știe cred că toată lumea din industria asta. E vorba de povestea Volkswagen și despre faptul că Mike Horn, președintele Volkswagen America, așa a asumat greșeala pe care și-a făcut-o și și-a recunoscut-o, pentru că în situația în care faci o greșeală, trebuie doar să ți-o asumi că altceva nu poți să faci. Al doilea caz este subiectul Viva, cu circul, cu coperta, cu controversată. Și dacă pe Michael Horn nu-l cunosc, pe Mihnea Vasiliu-l cunosc însă. Și de-aia și vreau să vorbesc despre asta, pentru că este un caz de PR de criză gestionat extrem de prost. Și anume,
atunci când s-a întâmplat situația cu copii, toată lumea din mediul online a fost normal să aibă o atitudine și să aibă o părere. Mi-am spus și eu punctul meu de vedere care se raporta la unicul prejudiciu real pe care îl generează un PR de criză și anume unul financiar și am expus poziția cumva unor clienți care au decis să se dezică pentru moment, în momentul crizei, de publicație. Acest trust, în loc să-și asume greșeala, cum era firesc, s-au scuzat în fel și chip, în toate felurile posibile, că au fost îndemers jurnalistic, că ei sunt de fapt doar să condemnă, că au surprins, că nu au surprins, mă rog, practic, culminând cu un comunicat de presă pe care, care a fost trimis industriei, în care, în numele trustului Rijie, acest domn, într-un mod foarte personal și, mă rog, cu greșeli gramaticale și tot, acumul s-a luat la luptă cu un singur om, adică cu mine. Eu n-am simțit nevoia să dezic nimic pentru că am știut altă vorbă care mi-a rămas totdeauna, ca și prima. Chelul își pune mâna în cap. Și, în general, când ești un om asumat sau faptul că eu am reprezentat o voce în mediul online, a fost pentru că totdeauna mi-am asumat adevărul pe care le-am expus și pe care le tratez cu... Da, pe care le tratez și mi le asum ca atare. Ceea ce este o tendință cât se poate de evidentă în comunicare în general. Gabriel, mă mai ajuți cu un slide? În momentul în care ai o voce, poți să devii propriul tău PR. În momentul în care ești o voce și alegi să faci lucrul ăsta, devii influențatorul comunității tale. Azi vorbeam și cu Marta despre acest subiect. Sunt o groază de oameni din, mă rog, chiar segmentul, aș zice mai degrabă, din segmentul oamenilor mai în vârstă, așa cum sunt și eu acum, care, în vârstă însemnând de peste 40 de ani, care nu consideră că a fi prezent în online ține cumva de o exultare. Azi, online-ul este noul, sau canalul online este noul canal de comunicare și este noua zonă unde se întâmplă toate situațiile sau unde se întâmplă orice fel de dialog, inclusiv dialogurile de PR. Așa că a nu fi în online este sigur decizia fiecăruia. Dar este ca și cum ne-am supărat sau ne-am minunat că nu mai trimitem scrisori scrise cu pixul sau cu creionul sau că nu mai trimitem scrisorile cu diligența. Azi așa se întâmplă lucrurile. Și cred că orice fel de dezavantaj poate fi transformat comunicându-l onest și corect și asumat, poate fi transformat într-un avantaj. Alt exemplu personal, cumva atunci când am primit vârsta de 40 de ani și când mi s-a părut că e cumva normal să mă încerc să mă reinventez, mi-am dat seama că mă reinventa e o prostie, pentru că să-mi asum și asta. Și am încercat, acum peste 4 ani deja pot să spun că ea a devenit, să zicem, un business, în sensul că, mă rog, mi-am comunicat onest segmentul acesta sau vârsta pe care o am, asumându-mă, și am creat în jurul meu o comunitate foarte solidă de oameni și de branduri care au vrut și vor să se asocieze. Și cred că dacă aș avea mai mult timp, chiar aș putea să-l transform într-un business. Însă, așa ca o încheiere, online este un tool. Este un tool al fiecăruia dintre noi, sau ar putea să fie un tool al fiecăruia dintre noi, pentru că fiecare putem, din cauza online-ului sau datorită online-ului, nu știu cum să avem o voce și să comunicăm inclusiv proiectele pentru care lucrăm. Mulțumesc! Totul e foarte clar, totul e foarte obiect. Nu sunt? Nu sunt pe întrebări. Mulțumesc frumos pentru prezentare. Dacă te întreb eu, ai avut vreo clipă așa emoții că, na, în momentul în care tu vii ca și agenție și spui
uite, părerea mea este să ne retragem. Că o să se urce și o să înceapă să urle mai mulți, să țipe împotriva ta? Nu m-a interesat acest lucru, pentru că am convingerea că, așa cum am și spus-o, că atunci când ești stăpân pe ceea ce crezi, orice fel de argument, adică poți să-ți faci față oricărui argument și nu chiar în acel context, faptul că această, mă rog, afirmație pe care am făcut-o a fost așa de puternică, a fost pentru că am punctat un adevăr, pentru că pe care îl recunoaște multă lume, și pe care multă lume l-a exprimat, însă pe lângă subiect, cumva. Am punctat exact ceea ce este real. Real este asta. Când este o criză, ai o singură variantă. Să o gestionezi corect și să-ți asumi faptul că există o greșeală la mijloc, s-a întâmplat. Mulțumesc frumos, felicitări încă o dată!